Codul galben de schimbare bruscă a vremii a dat peste cap și activitatea bacului de la Molovata, care face legătura dintre cele două maluri ale Nistrului. Anunțul a fost făcut de către Inspectoratul General al Poliției, care declară că podul plutitor își va relua activitatea atunci când vor permite condițiile meteo. Din imaginile atașate la comunicatul de presă, se vede că pe Nistru sunt valori mari din cauza vântului puternic. Avertizarea de schimbare bruscă a vremii este valabilă și astăzi, inclusiv pentru vânturi puternice.